am fost convocați vineri la o ședință, de fapt am fost convocați pe data 10 la o ședință, ne-am amânat până vineri. Noi de asta am venit cu roacele pe noi, nu plecăm de aici până problemele noastre se rezolvă. Am fost mințiți. De un an și ceva, de 2 ani de zile, suntem mințiți, mințiți, mințiți. În primul rând cerem și am cerut tot timpul ca fermierii noi ciobanii, care suntem adevărați, cum ne numim noi ciobanii, să avem pășuni, să avem preț pe oaie, să avem preț pe miel, să avem preț pe brânză. Numai promisiuni, numai minciuni. Nu mai putem să suportăm. Am ajuns în ultimul hal, în ultimul an. Niciodată nu s-a trăit mai rău în țara asta ca acum. Noi din Oierit niciodată n-am trăit. Nu ne mai putem menține animale, nu numai pe noi. Nu mai putem să ținem animale. Devindem pe prețuri derizorii. Nu avem unde să le vindem. Nu, nimeni nu le cumpără. Ni le dăm, numai noi știm cum. Efectivele din România e o minciună și o aberație. Au scăzut și scad în continuare. Să tai exagerat de mult, exagerat, să declară un număr exorbitant de mare, la realitate este pe jumate. E o minciună. Animalele se sacrifică la negru tot, tot se sacrifică la negru. Aveți, nu avem abatoare. Ce cereți în acest memorandum? Am cerut în nenumărate rânduri schimbarea legislației. Nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic. Punctual, am cerut cu legea pășunilor să se schimbe legea. Ce să mai se schimbe legea pășunilor dacă a fost dată și subvenții le iau cine nu trebuie pe 10 ani de aici încolo? Ce facem noi? Noi în 10 ani murim. Noi suntem terminați. Deci al doilea an deja, când pășunile au început să se dea politic, au început să dea în gașcă, în mafie, în primării, la primari, la pop, la cine nu trebuie să se dea. Noi ciobanii suntem terminați. Nu numai noi, în tot sectorul zootehnic. Asta ce înseamnă? Că nu mai aveți unde să mergeți? În primul rând, n-avem unde să ducem pășuni, n-avem unde să pășunăm animale, în primul și în primul rând. Noi subvenție nu avem. Dacă dumneavoastră sau cineva crede că cu ANF-ul subvenția pe cap de animal, pe cap de oaie, 20 de lei, noi credeți că putem să ținem o oaie sau putem să creștem ceva sau să ne menținem noi, e o potrăleală. Nu există. Subvenția necesară, noi nu putem să estimăm noi. Subvenția necesară ne-ar fi cum au celelalte state. Dar noi s-a departajat, s-a o egalitate în subvenție, s-a împărțit subvenția, în vreți să se dea pe producție, s-a împărțit pe un program de SCZ-ul și pe un program de ANT-ul. Cei cu SCZ-ul care sunt în număr mic și știu cum să fac și ce șmecherii să fac și vă dăm probă cu berbecii, cu ce să fac cu berbecii, primesc o subvenție câtuși de cât, câtuși de cât, bună. Noi suntem terminați, la ANT-ul noi nu avem ce să facem cu banii ăștia. Deci în alte state, Franța, de exemplu, a ajuns subvenția de 10 ori mai mare ca România, de 10 ori. În același timp încât Franța a scăzut potențialul și numărul de ovine și noi ne ducem și spunem creștem. Ce vrem să facem cu lucrul ăsta? În loc să beneficiem, să Europa să ne ajute, fiindcă e un deficit în zootehnie, noi ne ducem și spunem că vrem nouă, ne cresc efectivele, e o laudă, e o mândrie, nu mai suntem pe timpul comunismului, adio! Deci campania domnului... Campania domnului ministru alege oaia, uitați unde ne-a ajuns, să disperăm! La 4 lei kilogramul de miel. Oaia la 1,80, niciodată nu s-a pomenit nicio pisică dacă nu cumperi cu banii ăștia. Și dacă te vorbim frumos de animalele pe care le-ați venit aici, uitați diferența. Ăștia sunt berbecii noștri pentru care noi am muncit o viață. Noi am muncit o viață, noi am făcut performanță ciobanii, că noi am știut pentru ce ne căznim și ne muncim. Să aducem la performanță și uitați ce se cumpără pe program de SCZ-ul până ordinul ministrului. Uitați! Cum să băgăm? Ce ne obligă să băgăm? Berbești bolnavi ne obligă să-i băgăm în noi, fără acte de proveniență, fără buletine de analize. Ne obligă să-i băgăm în noi. Ne-am îmbolnăvit efectivele de animale, pur și simplu. Păi nimeni nu interesează lucrul ăsta. Berbecii, nu importăm, berbești de la capii noștri, de la șefii care ne reprezintă pe noi, federațiile care ne reprezintă pe noi, ciobanii. Ăștia au vândut berbecii în România. Ăștia sunt câțiva sunt un grup care împreună cu Ministerul Agriculturii au alcătuit o mafie, nimic altceva, și o spun public, că nu mi-e rușine. Nu mi-a nimeni nici mâine, nici picioarele. Deci berbecii ăștia s-au făcut un program, hoții, că nu pot să le spun așa ceva, au vândut berbecii ăștia, ne-au vândut nouă, ne-au pun, ne-au obligat pe noi pur și simplu să cumpărăm berbeci ca să beneficiem și noi o parte dintr-o lume de ceva bani, cât un berbec din ăsta să mărlească 35 de oi, să putem să câștigăm și noi o subvenție pe ANT-ul, ANZ-ul pe 22, la 32. Aici a fost 25 de 2500 de lei pe cap de animal de oaie și aici a apărut ăsta de zero. E ANT-ul și nici măcar pe berbec nu. Ăla e tu? Origine? Origine, da. A care? Până arătați. Cu ce? Ăsta. Ăsta e tu? Are certificat de origine, dar în schimb, am spus-o și repet, toți acești berbeci care s-au vândut cu origine nu au în spate un buletin de analize.
nu a existat în spate, ca un câine, doamne, de ce cumpere un câine o pisică? Și spui, doamne, ce rasă e câinele ăsta? În spate are un pedigri, da? Nu e normal ca și la berbecul ăsta să avem în spate un pedigri? Noi nu avem așa ceva în țară. Cei care au făcut reproducția la berbecii ăștia, cei care au făcut monta, cum spun ei, cei care... Surpriza, ei au făcut. Nu a puțin. Cea mai mare surpriză, uitați, că sunt și castrați. Uitați-vă aici, berbeci cu origine castrați. Uitați-vă unde am ajuns în țara asta. Uitați-vă ce am ajuns, să vândă berbeci cu origine. Ce reproducție să facă ăsta că e castrat? Ce să monteze berbecul ăsta? Vă dați seama ce ilegalități și ce nenorociți sunt în țara asta, cum își bați de noi. Nimeni nu ne ia, se vor schimba toate, nimeni nu ne ia seama nimic. Că 2 ani de zile ne luptăm și nu s-au mai. Uitați-vă unde a ajuns prețul la carne. Uitați-vă unde a ajuns tot. Nimeni nu ne-a luat în calcul nimic. Se rezolvă tot. Să venim cu argumente noi, să venim să schimbăm legislația. N-am schimbat nimic, ce să mai schimbăm acum? Noi am spus, noi avem o ședință la ANZ-ul, trebuia să fie în ziua de astăzi. S-a amânat până pe data de 12, ne-a spus de la telefonul ministru. Oricum nu plecăm de aici, așteptăm din toată țara, toți colegii din toată țara cu probleme, care vin ciobanii noștri, care ne susțin, să vină aici cu noi, să discutăm toate problemele care sunt în țară, să le punem la cap. Noi din momentul ăsta intrăm și în greva oamenilor. Câte persoane sunt? Mulți, foarte mulți, de astăzi până vineri așteptăm foarte mult. Și până la seu vin. Dormim aici, în stradă, de aia ne pe noi, să știe toată țara, toți ciobanii din țară să știe, să vină în sprijinul nostru, că va fi rău și pentru ei. E același lucru care îl suportă mulți în țara asta. Foarte mult. Să povestește că sunt 2-3 care au cazuri elementare. Nu e adevărat. În toată țara, în ultimii ani, sunt sute, sunt mii. Mii de fermieri care au ajuns în sapă de lemn. Câte oi estimați că mai sunt, dar ce este exagerat? Eu vă spun că la jumătate. Deci în jumătate, dacă spun că în România mai sunt 9 milioane și ceva de ovine, în realitate sunt 4 milioane și ceva. Dacă spun, au din 13 milioane, sunt 7. Mai spuneați dumneavoastră că oamenii au ajuns să-și abandoneze animalele în pădure? Deci oamenii au ajuns să sacrifice animalele pe nimic, ca lucru, tot să taie la negru, tot să distribuie, să vinde la negru, fiindcă oamenii nu mai au, la abatoare o să le ducă. Eu, ca să vând o oaie, să o sacrifici, să o vând cuiva, îmi trebuie să o duc la mine la Vâlcea.